va vor avea loc marșuri în toată țara, așa cum a fost pentru susținerea familiei Bondariu, vor avea loc marșuri de susținere a implementării proiectului de modificare a Constituției pentru care am semnat, am făcut acele semnături. Erau nevoie de 500.000 de semnături și s-au strâns peste 3 milioane de semnături. Și cu toate acestea, politicienii, în mod tacit, refuză să introducă în Parlament, în dezbatere, această chestiune și așteaptă să treacă alegerile parlamentare, pentru că apoi cei care susțin căsătoriile între persoanele de același sex să poată să mai găsească portițe prin care să rămână legea așa cum este. Să ne rugăm ca Domnul să dea biruință. În 26 octombrie va avea loc un marș și mai mare. O să mai vorbim despre asta, să vă mai anunț. Nu-i departe, e destul de aproape, cât mai sunt. Nici nu două săptămâni. Dar pentru asta trebuie să facem o listă nominală cu cei care vor participa. Deși de aici, din Cavnic, cei care vor participa trebuie să facem o listă cu persoanele respective, cu numele. Și asta pentru că sunt informații, că sunt deja pregătiți oameni care vor să se infiltreze în aceste grupuri și să denatureze sensul întâlnirilor. Și atunci noi să ne putem delimita prin listele pe care le avem de persoane care ar putea să încerce să distrugă întâlnirile noastre. Acum să vă imaginați că vine cineva cu bombă și atunci nu mai vine niciunul, că ne frică să nu explodăm. Poate și veni, dar murim pentru o cauză nobilă, pentru Domnul. Dar nu despre asta este vorba. Când zic că vin persoane care să se infiltreze, să pur și simplu să creeze alt mesaj, să aducă alt mesaj, să tulbure lucrurile. Da? Deci, și în 27 octombrie, în ziua de joi, va fi o zi națională de post și rugăciune. Toate cultele evanghelice, baptiștii, pentecostali și creștinii după Evanghelie, ne unim într-o zi de post și rugăciune, în ziua de joi, 27 octombrie, special pentru această problemă și pentru sănătatea morală și spirituală a familiilor din România. Domnul să dea biruință și în acest, și în acest demers. Inițial am zis că duminica viitoare să avem sărbătoarea de mulțumire, dar nu a fost așa de ușor să organizăm lucrurile cum ne-am dorit. Așa că vom lăsa sărbătoarea de mulțumire, sărbătoarea roadelor, să o sărbătorim în a doua duminică din luna noiembrie, când vom avea împreună cu noi grupul de frați de la Biserica din Arduț, cu cor, orchestră, pastorul bisericii. Și atunci facem o aniversare a 20 de ani de când există Biserica Baptistă în Cavnic. Va veni și fratele Daniel, foarte probabil. Am vorbit și cu fratele Iosemi Glăuș să vină și dânsul. Și alți frați, frații din Ogna, iarăși au zis că se gândesc să vină și ei. Și să avem o sărbătoare frumoasă, să ne gândim cum putem să avem o sărbătoare deosebită și să avem și o agapă la sfârșit. Așa că Domnul să binecuvinteze și această acțiune și să ne putem bucura împreună. Și alte lucruri o să le mai vedem pe parcurs. Dar acum haideți să ne ridicăm și legat de aceste lucruri aș vrea o soră și un frate. În mod special. Să ne rugăm pentru fratele Ghiță și familia lui, pentru Anca, vecina noastră și familia ei, mărturia ei. Pentru această inițiativă a Bisericii de a deveni mai prezentă în evangelizarea personală, în Cavnic și în Marea Mureș, și pentru acest demers cu modificarea Constituției. Și sigur, puteți ne ruga și pentru zilele de sărbătoare pe care le vom avea la Biserică, dar haideți să, o soră și un frate, în mod special pentru aceste lucruri, să ne rugăm Domnului.